Era digitalizării obligă școlile să țină pasul cu noile tendințe ale tehnologiei. Se fac eforturi mari pentru ca elevii să aibă parte de cele mai bune condiții de învățare. Liceul Tehnologic Alexe Marin este unul dintre exemplele unei educații de succes și asta pentru că în ultima perioadă s-au făcut investiții mari în ceea ce privește condițiile de învățare, iar planurile pentru 2023 sunt foarte ambițioase. Dotarea cu mobilier și echipamente a atelierelor, am trimis către primăria Slatina o analiză de nevoi. Așteptăm să se urmeze toți pașii, avem nevoie și de avizul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Vrem să schimbăm mobilierul în câteva săli de clasă, mobilier ergonomic, și la fel vrem să luăm un simulator auto pentru clasele de mecanici auto, și câteva echipamente, chiar o mașină cu comandă numerică pentru calificarea operator la mașini cu comandă numerică. Directorul liceului a anunțat că va aplica și pentru proiectul de fonduri europene intitulat Smart Lab. Ținând cont că avem o clasă din profilul tehnic, acest laborator Smart Lab ne va fi de mare ajutor. Cu atât mai mult că în oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024 ne-am propus o clasă de tehnician proiectant CAD, clasa a noua, liceu Z. Avem nevoie de câteva dotări și softuri educaționale cu licență. Unitatea de învățământ a mai primit de curând și mai multe echipamente IT, precum laptopuri și tablete, pentru a fi folosite la ore atât de elevi cât și de profesori.